Deci mi-au acum... scris, da, mi-au scris un bilețel cu cele mai infecte și scârboase și josnice jigniri și calomnii la adresa mea. Deci aia a fost. Și oricum, după incidentul ăsta, eu m-am dus la diriginta de atunci și am spus și cumva a aflat toată școala de subiectul ăla. Da. Au făcut o scrisoare cu cele mai urâte jigniri și da. Ți-au dat-o ție. Da. Ele nu știau atunci că mă confruntam și cu o formă de anxietate, să spun așa. Mi-a mai vindecat-o, am reușit să o mai atenuez așa. Deci tocmai din cauza și atitudinilor agresive și nu faptul că nu am fost doar eu victima, da? Deci ei aveau, deci ei erau agresivi între ei. Erau agresivi între ei, nu se respectau între ei, încălcau libertatea altora. Bun, multe, dar cum te-ai simțit după acea scrisoare? Când ai citit toate acele înjurături, te-ai dus la dirigint, ai zis. Da, foarte. Și ce atitudine a luat de doamna dirigint? Acum, eu îți spun din ce văd eu, ca și o radiografie. Da. Tu astăzi, Carla, la 24 de ani, am înțeles că ai citit foarte mult. Da. Și ai mers și pe partea spirituală, nu? Da. Și așa mai departe. Da. Ai spus tu bine la început că suntem diferiți. Și da. Eu cumva, nu știu, tu mă urmărești, mi urmărești materialele? Da, am început din liceu să-ți urmăresc materialele și mi-a plăcut. Le-am urmărit o perioadă după care am renunțat fiind luată cu altele, însă periodic am mai deschis materialele, videoclipurile și... Dar atunci când vedeai materialele mele în liceu, da. Câți ani aveai? Nici nu mai știu, nici 15-16 ani? Da, deci cu 16-17 ani atunci am început. Te-au ajutat în vreun fel? În anumite momente? Da, pentru că în jur nu mai exista pentru mine niciun reper. Cel puțin un reper de moralitate. Deci un reper de... În sensul în care am avut îndoieli asupra existenței unei divinități, da, unui Dumnezeu. Și a unui sens. Mulți și-au pus problema asta. Au căutat un sens în viață și au avut feeling-ul ăla că totuși există o divinitate, un Dumnezeu, un părinte, ceva, o forță care a creat tot ce vedem în jurul nostru. Da. Chiar în momentele respective am simțit că la nivel spiritual și emoțional am fost salvată. Numai, doar prin niște cărți. Da, chiar dacă au fost cărți și poate în momentul respectiv îmi doream să fie oameni care să fie alături de mine. Pentru că am avut ani de zile în care nu am avut sprijin emoțional și nici spiritual, nici din partea părinților, nici din partea prietenilor, nici din partea profesorilor, cam a nimănui din jurul meu. Eu vorbesc foarte serios acum. Eu n-am venit aici să fac o scenă pe bune ca la Trădați în Dragoste sau ca pe la alte... Nu, eram curios. Eu am venit aici pe bune. Eu am venit aici să fiu sinceră, da? Deci să fiu autentică și să spun lucrurilor pe nume, pentru că mi-am dat seama că de fapt așa am fost, așa am fost întotdeauna. Am fost directă și am fost sinceră. Am spus exact așa cum era situația. Fără să menajez, fără nimic. Aș vrea să vorbesc cu colegele care mi-au fost prietene și să le mulțumesc pentru faptul că mi-au fost prietene așa cum au putut, cu știința de atunci și cu înțelepciunea de care au dat dovadă atunci, pentru că și eu am făcut la fel. Și cumva am vrut și public să audă lucrul ăsta, faptul că îmi cer iertare, pentru că și eu am avut greșeli față de ele și ele față de mine. Și că am iertat. Și vreau să-mi cer iertare, pentru că eu așa am fost. O persoană care chiar ia lucrurile în serios. Câteodată am învățat să nu le mai iau. Dar pe majoritatea, eu le-am găsit câte o însemnătate. Și asta am vrut să spun. Eram curios și de ce eram foarte puține știu că doar de o fată știu că are o familie și că este bine, de celelalte nu știu. Îmi spun doar că este, oricând e timp să vă reveniți și să vă căutați pe voi. Și să vă regăsiți pe voi. Exact așa cum v-am știut întotdeauna că sunteți autentice și să nu mai lăsați pe nimeni
Și nimic din mizeriile lor, pentru că asta au fost, tot ce s-a întâmplat și în gimnaziu și în liceu, au fost niște mizerii, să le schimbe. Eu vreau să scot în evidență faptul că fetele care, încă de la o vârstă fragedă, trimit clipulețe băieților cu le dezbrăcate, sunt foarte predispuse să facă niște alegeri greșite și în mare parte, da, nu e un adevăr, dar asta o percep eu, sunt acele fete care mai târziu aleg și calea ușoară în a face bani. Adică se duc spre OnlyFans, video chat. Asta vreau să știu, dacă ai auzit ceva de ele sau, știi, eram curios doar. Nu vreau să le judec pentru alegerea lor, așa simt ele, deși părerea mea că sexualitatea fiecăruia nu este de vânzare. Așa ar trebui. Nu este de vânzare. Asta e părerea mea, deci sexualitatea fiecăruia este ceva ce în mod așa, deci cu bun simț ar trebui trăit alături de o altă persoană față de care ai încredere. Și este, deci, este componenta aia care ajută practic oamenii să aducă alte vieți pe pământul ăsta. Deci ar trebui tratat ca pe ceva sacru.